emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Revista Ferma, revista care informează agricultura. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În grădina Danei. Dragii mei, sunt într-o livadă de cais, în județul Constanța, mai exact, la stațiunea de cercetare pomicolă de la Valul lui Traian. În curând aici se va desfășura un eveniment important care cuprinde și o demonstrație de tăiere la cais. Dar până se strânge lumea și vom vedea și noi ce se întâmplă mai exact, vă propun să vorbim despre apă. Apa este foarte importantă în culturile noastre, drept pentru care trebuie să avem grijă de ea, să o menținem curată. Cum putem face acest lucru? Aflăm de la oamenii de specialitate. E nevoie de apă curată, în primul rând, ca să fim sănătoși. De asemenea, este nevoie de o apă curată pentru animalele noastre. Este nevoie de o apă curată, în principiu, pentru sănătatea întregii planete. Cum facem să ne dăm seama dacă avem o apă curată? Cel mai simplu mod este să facem o analiză. De asemenea, sunt tot felul de soluții din acestea benzi, ca la hârtia de turnesol, care îți arată dacă anumite substanțe din apă depășesc normele care sunt acceptate pentru apa potabilă. Cât costă o analiză de apă? Cam maxim cât? 10 lei, nu costă mai mult de 10 lei. Și oamenii sunt foarte interesați pentru a vedea dacă apa pe care o beau este sau nu este bună. Și nu știu dacă au luat și măsurile care trebuie, pentru dar că e mai greu. Dar au fost informați că au fost informați, dacă da. Dacă există apă. Da, se spune, știți, e vorba cu fasolea, că în apa asta fierbe bine fasolea. Este un lucru foarte interesant. Faptul că apele în care am găsit noi concentrații mari de nitrat fierbe fasolea foarte bine. Dar pentru că vorbeați de nitrați, ce sunt aceștia? Nitrații sunt o formă a azotului. Azotul, presupun că toată lumea știe, este una de cele mai importante elemente de care are nevoie o plantă pentru a crește. Pe lângă azot mai este fosfor, potasiu, dar azotul este unul dintre principalii factori prin care o plantă se dezvoltă și care dă și acel verde frumos și luxuriant și recolte mai mari, în contextul în care, evident, sunt balansate și celelalte elemente. E, nitratul este una dintre formele acestui azot. Problema lor pentru sistemul apelor, pentru sistemul acvatic, este faptul că ei se deplasează foarte ușor prin sol. În momentul în care dai nitrații pe sol, ei sunt fie absorbiți de plante, fie, dacă nu sunt absorbiți de plante, ajung sub adâncimea rădăcinilor și de acolo merg ușurel, ușurel, ușurel în jos până ajung la apa freatică. Oamenii o să zică, da, dar eu iau un îngrășământ azot, fosfor, potasiu, unde sunt nitrații, că eu pun azot. Păi acum trebuie să facem o diferențiere aici la îngrășăminte. Sunt pe de o parte îngrășămintele minerale și aici în principiu sunt atenți că nimeni nu este nebun să piardă banii ca să-i arunce în apă. Și pe de altă parte sunt îngrășămintele organice care provin în general de la animale, gunoiul de graș cum se numește, de care oamenii vor să scape în general. Să știți că limba română este foarte interesantă apropo de ce se întâmplă cu nitrații astăzi. Deci, singura limbă pe care o știu eu, poate mai fi și altele, în care se numește gunoi, ceea ce rezultă de la animale. În toate celelalte limbi nu este gunoi. Sunt alți termeni, dar în niciun caz nu cel care să se refere la gunoi. Și atunci este această tentație că e gunoi și că trebuie să scap de el. Și cum scap de el? Îl împrăști pe teren, eventual dacă nu-i terenul tău, sau îl arunci în apă, sau alte metode care
nu sunt deloc prietenoase în mediul. Și atunci ce se întâmplă dacă pun îngrășământul acesta pe sol? Plouă sau vine o zăpadă, cu apa asta se transformă în nitrați, există niște probleme. Deci, în general, nitrații sunt în îngrășământul pe care deja format. Îl puneți. E deja format. Ca să-l puneți corect, ar fi bine ca să îl îngropați. Deci să îl amestecați cu solul de la suprafață, nu să-l puneți grămadă pe sol. Eu vă propun așa, să mai vorbim despre aceste lucruri în episoadele noastre următoare, că sunt foarte interesante. Dar să le dăm niște noțiuni de început telespectatorilor noștri. Deci atenție la gunoiul de graj. Se pot lua niște măsuri de precauție. În primul rând să respecti termenul de împrăștia pe teren. Mai poți să faci ceva în curtea proprie? Toată lumea știe că înainte era o grămadă de gunoi. Grămada aia de gunoi, în primul rând, trebuie să o faci în așa mod încât să eviți cât se poate scurgerile de lichide din grămada respectivă de gunoi în sol. Toată asta trebuie să fie amplasată cât se poate de departe de fântână, în cazul în care există o fântână în curte. Cum putem noi suferi dacă bem o apă care conține nitrați? Cel mai rău lucru este că se poate face la copii boala albastră, adică hemoglobina este modificată ca urmare a ingerării de nitrați și copilul se sufocă. Cele mai multe cazuri de îmbolnăviri de boala copilului albastru apar în anii secetoși, în regiunile sărace, evident, ale României. Când vine o ploaie mare, gunoiul care era în amonte intră în fântână, tânăra mamă face lapte praf, prin fierbere nitratul nu dispare și se moare. Vă mulțumesc frumos, sunt convinsă că ne vom mai vedea. Să-i mai sfătuim pe telespectatorii noștri interesați că pot citi codul bunelor practici agricole, care le oferă destule detalii despre cum ar trebui să se respecte oamenii, fermierii între ei și cum să respecte legea. Ce reguli trebuie să respecte, da, prin lege. V-am prins acum, înainte de demonstrație, domnul inginer Gheorghe Lămureanu, și facem o tăiere la piersic. Tăierile sunt, în primul rând, de mai multe feluri. Sunt de formare în primii 3-4 ani. Așa. Formăm pomul cu trunchiul. Așa. Și primele șarpante principale. Așa. În jur de 3-4 șarpante. După care, în anul 5, începând din anul 5, lăsăm sub șarpante și punți de rod. Tăierile mai sunt din anul 5 de formare și în continuare și de fructificare. Până în anul 15-20, o livadă ține în jur de 25 de ani pe sistem clasic. Când începem să facem tăieri de regenerare? Noi facem o tăiere de ce tip? De fructificare. De fruct. Și în continuare încercăm să-l mai formăm, să reformăm pomul. Tăierile mai sunt și pe diferite forme de coroană. În sistem clasic avem formă de coroană vas. Noile sisteme de tăiere sunt cu formă de coroană palmetă. Asta e un vas. Asta este un vas, da. Așa. Da. Și acum cu ce începem? Începem să tăiem. În primul rând ne apropiem de interior și luăm fiecare șarpantă în parte. Trebuie să știm pe ce rodește. Piersicul rodește pe ramuri lungi și medii. Mijlocul la vas trebuie să fie gol. Începem cu forfeca mare. Da? Și eliberăm mijlocul. De lăstarii lacom, cum le spunem noi. La interior încercăm să tăiem cât mai aproape de inel. La exterior veți vedea că o să las niște cepi. Uitați, niște cepi la doi ochi. Pentru la anul să-mi dea ramură de aici, din ochiul acesta adormit, să-mi dea ramură de rod ca aceasta. Continuăm la inel cu ramurile lovite, care trebuie să îndepărtate. Ei, pe aia de ce am mai lăsat-o? Asta așa? Am lăsat-o pentru că aici nu avem nimic. Și v-am spus, formăm pomul an de an și lăsăm ramuri de rod. La piersic și la forma de coroană clasică vas se îndepărtează în jur de
70% din ramuri. Lăsăm în jur de 40-50 de ramuri. Domnul inginer, astea le lăsăm, astea mici în sus? Nu, o să alegem pe aceasta, că este mai mare. Și restul le facem cep. Încercăm să apropiem rodul cât mai mult de schelet și de ramurile principale. Aici rărim din ele, vedeți, sunt prea multe. Toate fructele cum înfiate, date jos, îndepărtate, fiind o sursă de boală, de monilioză. Vreau să-mi crească aici o ramură din asta. Îl îndepărtăm pe ăsta mic și tăiem aici, deasupra lui. Pentru la anul vom avea și aici, și aici o ramură către exterior și îmbrăcăm zona asta. Încercăm să păstrăm un echilibru de înălțime. Dacă a venit cu șarpanta aia până la înălțimea asta de 1,90 m, venim cu asta la fel, cu asta la fel. Și de aici încercăm să lăsăm o ramură la o palmă. Ramuri bune, groase. Ramurile trebuie să fie de grosimea unui creion. Vedeți ramurile de rod. În primăvară, dacă leagă, vom rări la fructele la o palmă. La o palmă lăsăm 3-4 fructe pe fiecare ramură. 5 fructe maxim pe fiecare ramură de rod. Asta și noi acasă sau dumneavoastră aici? Și dumneavoastră acasă. Sigur că da, altfel le face mici, multe și calitate proastă. Am rămas cu pomul gol. Deci rămânem cu 30% din încărcătura lui de ramuri. Aici lăsăm decât una singură, doar una singură. Așa. Asta vine de desubt, o tăiem. Asta e lăstarea anticipată. Îl tăiem, lăsăm numai ramura de rod. De asta o lăsăm sub aceasta. Da? Cam aici. Să fie la o treime față de cealaltă, altfel devine concurenta ăsteia groase. Cam așa arată un pom după tăiere. Avem în jur de 50 de ramuri bune de rod. 70% din rod este îndepărtat. Spuneți-mi acum, mai pot să-l stropesc? Bineînțeles. Da? Se fac două tratamente în primăvară. Unul la dezmugurit, dezmugurit. Unul exact în momentul acesta, cu zeamă bordeleză 0,5%. Primul se face cu 1% fiind înuscat, apoi cu 0,5%. Și dacă n-am prins asta, mai pot să-i dau în floare? Sau după în floare se aplică de asemenea încă 2-3 tratamente. La 15% înflorit cu fungicid, la înflorit de plin cu fungicid și la scuturarea petalelor cu fungicid și atunci băgăm și insecticidul. Se apropie luna mai și începe să zboare. Domnul inginer, mulțumesc frumos pentru sfaturi. Noi o să vă mai urmărim puțin să vedem ce mai faceți aici și la CAIS. Pe telespectatorii noștri invităm să afle de la Ionuț Olteanu cum se îngrijesc magnoliile. Avem o multitudine de varietăți, sunt peste 12 varietăți de magnolii și toate sunt frumos colorate, cu galben, varietățile mai noi, culori foarte închise, clasicile magnolii Sulangiana, Suzan și Stelata. Ne bucurăm și de parfumul lor, pentru că stelatele de obicei au și miros. Magnolia cred că este cea mai iubită floare a primăverii. Haideți să vorbim de la cum o îngrijim până la cum o putem avea frumoasă pe parcursul timpului, în ani. Trebuie să vorbim de la faza de înmulțire. Magnolia se poate înmulți prin semințe, dar înmulțirea prin semințe este nepracticată astăzi, pentru că înflorirea are loc abia după 7 ani. Și atunci, ca să scurtăm numărul de ani până la înflorire, se folosește butășirea sau chiar și pentru varietățile mult mai noi și mai valoroase, mulțirea în vitro. Dacă ar fi să luăm acum, să recoltăm un butaș de pe una dintre magnolii, de unde ar trebui să-l luăm? De obicei se folosesc butașii tineri, pentru că cei îmbătrâniți au capacitate de rizogeneză foarte scăzută. Se folosesc stimulenți de înrădăcinare. Bineînțeles, condițiile speciale din sere sau solarii pentru înmulțire și atunci operațiunea se execută cu succes. Iar pământul în care trebuie să o plantăm, cum trebuie să fie? Nu este o plantă așa de pretențioasă, pe cât pare de gingașă și de
de frumoasă, pe atât este de nepretențioasă la pământ. Are ceva pretenții la apă în primul an de plantare, adică în primul an chiar trebuie bine udată. Atenție să nu se depășească regimul hidric și să cădem în cealaltă extremă, dar cu un drenaj corespunzător și cu o udare o dată pe săptămână, în special în lunile de vară, adică între mai și septembrie, nu prezintă particularități speciale sau cerințe speciale sau tratamente fitosanitare foarte, foarte complicate. Un îngrășământ ar trebui să-i aplicăm? Este de preferat o fertilizare de două ori pe an și este de preferat o fertilizare cu îngrășăminte cu descompunere lentă. La fel este necesară o fertilizare echilibrată, adică să nu folosim doar îngrășăminte cu azot. Să folosim și fosfor și potasiu și câteva microelemente. Dar peste tot, în toate marile gardenuri sau în marile hipermarketuri, găsim îngrășăminte foarte bune pentru magnolii. Pentru că ați amintit de hipermarketuri, este o problemă. Dacă o luăm de la dumneavoastră, știm sigur că este la container, are balot de pământ și prinderea este, să spunem, în proporție de 90% asigurată. Dacă o luăm din hipermarket, apar niște probleme. Nu vreau să intru în polemica asta, dar într-adevăr nu vreau să vorbesc despre alții, vreau să vorbesc despre noi. Într-adevăr, tot ce avem la ghivece, de obicei sunt crescute un an de zile în container, în ghiveci. Și atunci plantele formează o rădăcină foarte bine, pe care o vedeți. Da. Este foarte sănătoasă. Este foarte sănătoasă, foarte bine dezvoltată. Și pământul este foarte afânat, din ce văd eu. Este turbă, da, și este recomandat să se facă plantarea cu turbă. Și atunci planta nu suferă, practic. O transplantăm, o punem în locul final în care dorim. Prinderea nu este de 90%, prinderea este de 100%. Am observat că cea de lângă dumneavoastră are o formă foarte frumoasă. Nu știu dacă i-ați aplicat dumneavoastră tăieri sau așa este forma ei. Nu, nu este forma ei, pentru că vedeți, ea pleacă și de jos ca orice plantă, practic. Și atunci, ca să-i menținem forma, adică pe tijă, trebuie să suprimăm lăstarii care pleacă. Este o formă dirijată aceasta. În mod natural, planta crește ca o tufă. Sunt anumite persoane care spun că în primul an nu ar fi bine să o tăiem. Nu, nu este adevărat. Este un fals mit. Magnolia se poate tăia oricând. Este chiar indicat pentru formarea tufei să se efectueze această tundere. Posesorul unui magnolii îi este milă să pună foarfeca pe ea. Dar lucrul acesta se poate face cu mult succes și după perioada de înflorire. Avem aici un exemplu foarte, foarte clar. Dacă magnoliile nu se tund, practic se dezvoltă așa ca un băț, deci foarfeca fără milă după înflorit. Și coroana o formăm după cum vrem noi. Da, bineînțeles, sunt N-tipuri de coroane la magnolii. Asta clasică care este sub formă de tufă, sub formă de glob, sub formă de spalier. Afară am văzut și câteva exemplare cu garviu de magnolii. Adică este formată o tijă ca aceasta și apoi este dirijată magnolia și își formează așa un perete. Depinde ce își dorește fiecare client, fiecare iubește o anumită plantă într-o anumită formă. Cred că toată lumea își dorește o plantă plină de flori. Magnolia ne răsplătește cu aceste flori. Văd una galbenă, superbă, în spatele dumneavoastră și mai văd una în formă de lalea. Da, cele galbene sunt Yellow River și Yellow Bird. Este bine ca un client să le aibă pe amândouă, pentru că diferă puțin perioada de înflorire și atunci o să aibă magnolii înflorite mai mult timp. Mai nou am văzut că rezistă fără probleme și magnolia grandiflora. Este magnolia cu aspect de ficus, cu frunzele lucioase și verzi tot timpul. În București rezistă fără probleme. În împrejurimile Bucureștiului, vorbim de Ilfov, unde temperatura este cam cu 2, 3, 4 grade uneori mai jos, suferă puțin, dar nu moare. Celelalte tipuri de magnolii
rezistă fără niciun fel de probleme la temperaturi de peste minus 25 de grade. Și mai aveți una, un vișiniu închis. Mai sunt la fel varietăți noi, este vorba de Gini, o magnolie care a impresionat inimile clienților, ca să zic așa. Inclusiv noi o iubim foarte mult, și Black Tulipul, care la fel are vișiniu acela foarte, foarte închis, aproape spre negru. Vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile pe care ni le oferiți de fiecare dată și vreau să vă ofer din partea emisiunii În Grădina Danei un calendar și o cană să vă amintiți de noi cu drag. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. O să vă ofer și eu o magnolie pe care să o plantăm la televiziune. Vă mulțumim foarte mult! Cu mare drag! Dragii mei, noi tăiem pomii, dar dumneavoastră trebuie să fiți atenți la concursurile noastre. Știți, puteți câștiga 6 cărți de la editura Casa dacă răspundeți corect la întrebarea care sunt titlurile celor 6 volume. Dacă știți răspunsul, ne trimiteți un plic pe adresa televiziunii române, Calea Dorobanților, numărul 191, sectorul 1, București, pentru concursul de cărți. Iar dacă vreți să câștigați un litru de CropMax și semințe de tomate de la Holland Farming, trebuie să răspundeți corect la întrebarea cum se numește hibridul de tomate cu un gust specific tradițional. Dacă știți răspunsul, ori ne trimiteți un plic pe adresa televiziunii Calea Dorobanților, numărul 191, sectorul 1, București, ori un mesaj pe adresa daniela.constantinescu@tvr.ro. Domnul Lămureanu, am învățat să tăiem un piesic, acum o să învățăm să tăiem un cais. E diferită tăierea? Este diferită. În primul rând, la cais trebuie să intervenim în verde neapărat de două ori, o dată înainte de recoltare, pelăstarii lacon. Aici nu au fost tăiați în verde, pelăstarii lacon. Va trebui să îndepărtăm o dată înainte de recoltare, iar după recoltare, după două săptămâni, să-i tăiem încă o dată, tot la același nivel, pentru că de aici ne vor da 3-4 lăstari. Și mai tăiem o dată. Apoi, în uscat, va fi mult mai simplă tăierea. Începem să tăiem uscătura. Ramurile. Dar tot cu păvăd că e formă? Da, sau cum se numește? Este vas aplatizat. Așa. La fel avem șarpantele principale, 3. Da. Șarpanta principală, uitați, și două subșarpante. Aici la fel, șarpanta principală, două subșarpante, iar mai sus avem punți de rod. Și lăsăm pe el ramuri de rod lungi și buchete de mai. Buchete, da? Are tendința să formeze o umbrelă din lăstarii lacome. Din lăstarii lacome. Și trebuie îndepărtați toți lăstarii lacome, iar aici la mărimea cât vrem să lăsăm pomul, 2 metri, 1 metru 50, 1,80 metri. Lăsăm tot în afară de uscătură. Nu ne apucăm să tăiem, asta este cea mai mare greșeală, să ne apucăm să tăiem buchetele de mai. Și aici, deci, lasă rămurelele astea două? Astea pentru la an. Aha. Vedeți? Astea vor rodi la an. Sigur, și asta e continuarea care va rodi la anul. Nu tăiem aici. Da, lăsăm. Da, da. Doar dacă vine în interior, tăiem. Tăiem. Și uscătură. Alea de sus, da. Ajung cu fetelia asta. Și toate rămurelele astea care vin tot se lasă. Astea, pe astea face cele mai bune fructe. Foarte aproape de șarpanta principală și face cele mai frumoase fructe. Văd că am aici soiul Auraș. Este o caisă de... Este o caisă de iulie. Și asta. Mergem pe fiecare șarpantă, parte până terminăm pom. Uitați cum dirijăm către exterior. Da. Să zicem că am îndepărtat în jur de 50% din masa lemnoasă care fructifică. Dacă la cais ne rămân 30% din flori, avem o producție garantată de 20 de tone la hectar. Cât poate să facă pomul ăsta? Trebuie să dea minim 20-22 de kilograme. Dar spuneți-mi, acum când e în floare, caisul se stropește? Se stropește în floare de 3 ori. Da? Pentru monilioză. Ne trezim la recoltat că avem fructele bolnave.
trebuie de prima dată să strocăm direct din floare. Domnule inginer, mulțumesc frumos, am învățat ceva astăzi de la dumneavoastră. Dragii mei, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la emisiunea În grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari.